Consumul de alimente prăjite este asociat cu un risc crescut de boli de inimă și accident vascular cerebral, potrivit unui studiu. Alimentele prăjite sunt des consumate, însă modificările produse pe durata procesului de prăjire pot afecta sănătatea. În momentul prăjirii, alimentele obțin o crustă crocantă la exterior, pierd apă și absorb grăsimi, crescând astfel densitatea lor calorică. Consumați, doamnă, alimente prăjite? Am probleme cu picatul. Dar mănânc de nevoie. Am o pensie de Știți că pot cauza foarte multe boli, cum ar fi cele de inimă. Da, știu. Ulcer și cu inima. Boala secolului. De aceea trebuie consumate cât mai puțin. Să trăim bine. Uleiul folosit la prăjire, în special dacă este refolosit, suferă procese de oxidare și hidrogenare, ceea ce duce la pierderea grăsimilor nesaturate și creșterea procentului de grăsimi trans. Acești produși degradați sunt absorbiți de către alimente în momentul prăjirii. Regimul meu de diabet, știți cum e, mai mult nemâncată decât mâncată. Pentru sănătate... Asta e grăsimea, nu brânză, nu lapte, nu prea puțin, carnea puțin, ciorbă de cartofi și aia goală. Atât produsele din carne cât și ouăle sau legumele pot fi preparate prin prăjire, fiind o tehnică rapidă preferată de multe persoane. Metoda presupune imersarea alimentelor în ulei încins, obținându-se o crustă de culoare diferită în funcție de temperatură, tipul alimentului și durata prăjirii. Mai rar. Că acestea pot cauza boli de inimă. Deci mai bine le evităm. Da, le evităm mai bine. Mai bine mâncăm fructe sau legume, nu? Da, așa e. Mai ales că suntem la țară. Deci aveți totul la îndemână. Da. Oricât de gustoase ar fi unele alimente prăjite, este important să reținem că un consum crescut de alimente prăjite poate crește riscul pentru anumite probleme de sănătate. Consumul crescut de alimente prăjite a fost asociat cu un risc mai mare de boli cronice. De exemplu, consumul alimente prăjite poate contribui la hipertensiune arterială, scăderea nivelului de colesterol, HDL bun și risc mai mare de obezitate, care sunt toți factorii de risc pentru bolile de inimă.